Titlu Povestea vieții lui Halil Brahim Ceihan Un portret din trecut până în prezent Continut Intrare Halil Brahim Ceihan, una dintre figurile cunoscute ale Turciei, continuă să-și facă un nume cu viața plină de lupte. Provenit din lumea artei, Ceihan este un nume care s-a luptat nu numai cu talentele sale, ci și cu dificultățile din viața personală. Aici, am compilat punctele de cotitură ale vieții lui Halil Brahim Ceihan și detaliile carierei sale pentru tine. Anii copilăriei și tinereții Halil Brahim Ceihan s-a născut la mijlocul anilor 1980. Ceihan, care a atras atenția prin interesul pentru artă încă de la o vârstă fragedă, a făcut primii pași cu sprijinul familiei sale. Ceihan, hrănit de bogățiile culturale ale Anatoliei, S-a remarcat prin talentul său pentru muzică la o vârstă fragedă. Începutul carierei muzicale. Când Ceihan a intrat în cariera ei muzicală, a reușit imediat să atragă atenția. Artistul, care și-a făcut un nume prin spectacolele sale pe scenele locale, a câștigat o bază largă de fani în scurt timp. Ceihan, care și-a câștigat un loc solid în lumea muzicii cu primul său album a făcut progrese mari atât din punct de vedere muzical, cât și personal în această perioadă. Călătorie în adâncurile artei Halil Brahim Ceihan nu s-a limitat doar la muzică, de asemenea, a fost interesat de diferite ramuri ale artei, precum cinema și teatru. Mergând dincolo de a fi doar un artist muzical cu proiectele sale, Ceihan a continuat să-și facă un nume prin călătorile sale în profunzimile artei. Viața de familie și viața privată. Odată cu succesele sale în lumea artei, dificultățile din viața privată a lui Halil Brahim Ceihan au ieșit în prim plan. În ciuda relațiilor sale de familie și a dificultăților personale, Ceihan a reușit să supraviețuiască cu dedicarea sa pentru arta sa. Acuzațiile și reacția copilului. Acuzațiile despre copilul care au circulat recent în mass media l-au afectat profund pe Halil Brahim Ceihan. Celebrul artist nu a tăcut împotriva acestor acuzații și a reacționat emoționant. Declarând că acuzațiile sunt nefondate, Ceihan a împărtășit faptele din spatele celor întâmplate. Proiecte și obiective viitoare. În ciuda dificultăților pe care le-a întâmpinat, Halil Brahim Ceihan își menține angajamentul față de arta sa și se concentrează pe proiectele sale viitoare. Plănuind să-și surprindă fanii cu noile sale lucrări muzicale și proiecte artistice, Ceihan se pregătește să adauge noi titluri carierei sale. Viața lui Halil Brahim Ceihan nu este doar o poveste de artă. Cu trecutul său de luptă și urmele profunde în domeniul artei, Ceyhan își continuă drumul ca unul dintre artiștii importanți ai Turciei. Această poveste, modelată atât de succesele sale în muzică, cât și de dificultățile din viața personală, oferă spectatorilor un portret care provoacă gândirea realităților vieții. Artă și responsabilitate socială Halil Brahim Ceyhan și-a combinat arta nu numai ca persoană concentrată pe cariera sa, ci și cu înțelegerea sa despre responsabilitatea socială. Luând un rol activ în proiecte sociale, Ceihan și-a adoptat misiunea de a crește gradul de conștientizare asupra problemelor sociale prin muzica și popularitatea sa. Artistul, care își exprimă frecvent sensibilitatea pe probleme precum educația, drepturile copilului și protecția patrimoniului cultural, și-a făcut un nume și el prin lucrările sale în acest domeniu provocări personale și creștere. Dificultățile din viața lui Halil Brahim Ceihan i-au afectat nu numai cariera profesională, ci și creșterea personală. În procesul de stabilire a echilibrului între succese și eșecuri, Ceihan a făcut pași importanți în descoperirea puterii sale interioare și în depășirea acestor dificultăți. Acest proces a întărit caracterul artistului și l-a ghidat în călătoria sa de înțelegere de sine conexiune și comunicare cu fanii. Un alt element important al carierei lui Halil Brahim Ceihan este legătura puternică pe care o stabilește cu fanii săi. Artistul, care interacționează cu fanii săi prin intermediul rețelelor sociale, a reușit să creeze o energie unică în concertele sale. Această comunicare strânsă a contribuit la ca Ceihan să fie cunoscut și iubit nu numai ca artist, ci și ca persoană. Obiective viitoare Planurile de viitor ale lui Halil Brahim Ceihan nu se limitează la concentrarea doar pe cariera sa artistică. Pe lângă faptul că își continuă prezența în lumea artei, are și dorința de a-și expune arta pe diferite platforme cu noi proiecte și colaborări. De asemenea, își propune să-și continue misiunea de a sprijini și încuraja tinerii artiști. Ultimul cuvant Povestea de viața lui Halil Brahim Ceihan include mult mai mult decât realizările unui artist. Lupta, dragostea, pierderea, succesul și multe alte elemente sunt doar câteva dintre elementele care colorează viața lui Ceihan. Această poveste fascinantă oferă spectatorilor o fereastră inspiratoare către evoluția nu numai a unui artist, ci și a unei ființe umane și în complexitățile vieții.